Pescuit la babușcă la viermișor. Vârful e foarte sensibil. Îi dați la primul cioc? Da, nu fi cam micile de 6, de 18? Cred că sunt mici. Că ieri Valea a dat cu 16, parcă. Da, pe oricum 30 de lei, foarte fine. 16 lei. Dar nu l-am întrebat dacă a dat cu un vierme sau cu 2 vierme. Te ajută una și pe patale? Da, mare o oblețește. S-a strâns ceva la galerie acolo, nu? Bă, dar tu n-ai o pungă, mă, să-i pui pe aia, zic. Păi nu, că eu nu mai stau mult. Mă duc să încerc puțin la șală. Să-mi cer puțin la șală, astea sunt babuștele frise de mine. Am făcut și eu, mă, drău, cu twistere. Dau la un șalău. Am încercat și niște musculițe. Asta e o babușcă din 2016. Nu că nu stau, eu sunt așa în trecere. Sunt în trecere pe aici să fac niște filme. Să vedem cum merge peștele. Mamă, dar ce puternice sunteți! La... Că... Uite, o ai pe aia la păi, stage la aia. A, una e la oblete și una la păpușcă. Cu cineva ieri a făcut treabă pe râul la Clen și pe la Găiești, cu la Uși Merene. Băi, la ăla trebuie să alergi pe râul. Da. Că nu știi unde. A zis că pe niște gropi, că trebuie să dai în gropi. Între humile alea. Eu mă duceam la zăpul, oricum, mai jos. Păi da, mai jos de baraj a dat. De zăpul, oricum. Că știe lucrurile. S-a mai încălzit afară, n-a mai intrat. Ei, asta e frumos. Înghițită cu dor. A, la asta, la babușcă, e băgat mai mult ieri. Uite, îți trage și la asta. Uite, 2 și am băgat-o mai jos. Mai jos și ai băgat 2 sau 3 virbișori? Da. Câte 2, nu? Câte 2. Babușca vrea mai momelă mai serios să plec. Bine, super. Am și una pe aici, nu știu de unde trebuie. Dar n-am decât vârf din ăsta. No. Cu vârful meu dur,
Asta e ce de șalui am pus. O improvizație. Nu s-a dui lei, nu de la de ia uite, ce scrie mă aici? A, blector lasă în sine? Da. Bine, să nu lua costică pe mai ieftin. Și inele mai ieftine. Ce spime de alpare? Da, am văzut că au niște alea sensibile. O să iau și eu două vorfuri să am. Și trebuie să mai iau și decât trageți la... Se vede, dar ăsta e foarte dur. Și oricum, vârful la asta a fost rupt. Vedeți că e... Și vreau să-l blecturez și pe ăsta. La care? La asta de carbur. Da, și la aia dacă a văzut, îi scot ținelul de-un vârf și bași pe gaură. Și a zis să-i bag un blector. Și te mai bași blector de la noastră. Nu, nici lung nu trebuie, știe. Distanță de cum e asta de mine. Da. Nu lung așa. Dar am zis că dacă îi bag blector, poate e mai senzitivă, se simte mai bine, nu? Normal, mă, că nu trage că vara drept, trage sus mai. Nu, dar și la șalău, când dă țoc ăla, știi? Da. Că la twister îi dă un țoc. Și trebuie să-l simți. Da. Dacă... De ce crește duritatea vârfului, de aia se simte mai greu. Îl dă săracul să plece, da. Uite, acum... Acum e învățit. Am măcar să scot și pe asta. Un pește. S-au luat beți. Gata, e ultima lansare, măi. La mine arată bateria descărcată. Și că l-a înghețit-o cu tot. Pe 2016. Deci la Viermișor. O să mă duc să încerc și alău, că a demers. Cu toate că e frumos și... Lață că... Asta... A? Vă dorim fir întins. Pe 2016. Vă așteptăm la nou canal video de pescuit. O să vă informez la descriere.